Astăzi mi-am luat pânza, șevaletul, m-am dus în natură. Chiar dacă a plouat, am pictat primul tablou cu un zimbru. Moment unic pentru mine. Este important să surprind realitatea din țara Hațegului. Întoarcerea zimbrilor în natură. Documentele atestă faptul că familia mea, strămoșii, erau în zonă de acum mai mult de 600 de ani. Acum 600 de ani, desigur, erau zimbri în zonă. Și faptul că acum revin acești zimbri în zona noastră este un eveniment extraordinar. Păi, pe mine personal și comunitatea, eu zic că a fost influențată în bine de venirea zimbrilor, pentru că poate noi nu ne-am dat seama de frumusețea zonei, de valoarea zonei, dar am început să conștientizăm, de fapt, ce avem și ce ne oferă zona. Comunitatea noastră a luat primul contact cu zimbru în anul 2014. Nu a fost chiar simplu. În postura de în vremea aceea, eu eram primar al comunei Armeniș. A fost o muncă de convingere pentru comunitate, încercând să le explic că o să fie un lucru benefic ca aceste animale să ajungă aici la noi în zonă. Acum câteva sute de ani, zimbru cutreiera mai toate pădurile și pajtile Europei. Însă, din cauza vânătorii excesive, specia aproape că a dispărut. La un moment dat, rămăseseră mai puțin de 50 de exemplare, toate în grădini zoologice din Europa. Iar o mână de conservaționiști a reușit să salveze această specie și iată, faptul că suntem aici e dovada unei munci de succes. Da, la primul transport care a ajuns aici la noi în comunitate, comunitatea chiar a rămas surprinsă. Doar ce știau despre zimbru din anumite documentare sau din istorie. Dar efectiv să vadă un animal în carne și oase, chit că trăim noi la țară, se gândeau, da, este o vacă mai mare. Reîntoarcerea zimbrului în libertate este o oportunitate imensă, atât pentru natură și procesele naturale, cât și pentru oameni. Zimbru e considerat un arhitect peisagist și fiind cel mai mare animal terestru, cel mai mare erbivor terestru din Europa, are o funcție extrem de importantă în ecosistem. El consumă nu doar iarbă, ci și scoarță de copaci și arbori tineri, ceea ce lasă în urmă un peisaj mozaicat, ochiuri de pădure, benefici pentru multe alte specii. Îmi place munca mea de ranger, îndeosebi datorită faptului că pot să lucrez în zona în care m-am născut, în zona în care am copilărit, de fapt, fiindcă eram tot timpul, în vacanța de vară eram în această zonă, pe aceste văi în care se desfășoară proiectul de reintroducere și, bineînțeles, mă bucur că pot să lucrez la păstrarea tradițiilor și obiceiilor locale și cu asta încerc să dezvolt mai departe ecoturismul. Suntem patru rangeri care lucrăm în proiectul de restăvăticire. Una dintre dificultățile proiectului, dificultățile pe care le avem în cadrul proiectului, este faptul că această zonă este foarte frecventată de oameni, atât de oamenii care au proprietăți private în apropiere de zona proiectului, cât și de oamenii care merg la vânat, sau, adică de vânători, sau de oamenii care exploatează în interiorul pădurii din apropiere de zona de resălbăticire. Și atunci este complicat pentru zimbrii să redevină sălbatici dacă zona este atât de frecventată de oameni.
A venit zimbru la grădină și mă s-o tăvălit și m-a mâncat fasole și ceapă și morcov și ori venit și l-or luat și nu avem ce să-i facem. Ar fi important ca oamenii să înțeleagă legătura dintre natură și ei. Și că din cauza lor au plecat zimbrii. Și acum se reîntoarce la ceea ce a fost natural. Și un lucru natural, nu este ceva forțat, nu este ceva o reîntoarcere la ceea ce este normal, la ceea ce este firesc, la ceea ce ar fi trebuit să fie. Și tot omul a făcut ca zimbrii să plece. Să spun așa, de la mine din sat îmi place foarte mult, mai ales copacii sunt în locuri unde te poți duce, să fii doar tu cu ea, te conectezi și într-un fel sau altul te eliberezi fără să spui ceva, ea te ascultă într-un fel sau altul. Îmi plac zimbrii pentru că arată super mare și super, nu știu, ca un fel de șef în natură și îmi place modul lor de a acționa și cum se manifestă ei în natură, încearcă să-și găsească singur hrana, mi se pare că este ceva diferit. Văzând membrii comunității de toate vârstele, lucrând cot la cot pentru festivalul gastronomic pe care l-am avut în sat bătrân, văzându-i pe cei doi lideri ai comunității, vechiul nostru primar, cu care a început acest proiect, și actualul nostru primar, iarăși fiind împreună pentru toate momentele importante din proiect, văzând tineri, adolescenți, purtând tricouri cu zimbri și, în special, bătrânicile care n-au mai țesut sau n-au mai cusut de multă vreme, care acum brodează fețe de masă cu motivul zimbrului, e fix energia și combustibilul de care am nevoie și să merg mai departe. Comunitățile rurale sunt în linia întâi a protejării zonelor naturale sălbatice, iar acestea sunt esențiale pentru supraviețuirea noastră ca specie. Ne oferă aerul curat, apele, calitatea solului de care avem noi toți nevoie. Nu este un proces ușor să te dezvolți sustenabil bazându-te pe natură, dar este singura cale pe care putem să mergem.